Bună dimineața România, bună dimineața București și bine v-am găsit, dragii mei, la unboxing un plăci video Messi Armor GeForce GTX 1070, versiunea Overclocked Datorită faptului că nu prea are nimic în cutie, așa au toate plăcile video, da, deci o mică foiețică, un DVD pe care nu, oricum nu o să-l folosim Trecem direct în pâine, ca să zicem așa. Cel mai ieftin model de 1070 de la MSI, de pe piața românească în, modelul, în momentul de față. Ca și porturi avem 3 display porturi, un HDMI și un dvi Alimentarea se face pe 8 pini de la sursă. Așa, nu are leduri, nu știu dacă am zis chestia asta, deci nu are niciun fel de iluminare. Specificații tehnice suplimentare, bineînțeles, sunt în descriere ca de obicei. Pe ziua de astăzi o să urmeze niște benchmark-uri cu această placă video și, de asemenea, la sfârșitul benchmark-ului, aș vrea să zic la sfârșitul zilei, dar nu o să se în ziua până atunci, o să avem și un, un mic test cu punctaj, da de la 3 mark ca să vedeți exact cu ce se mănâncă această placă video. Bun, dragi mei, cam atâta. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ți m cu noi până acum, un like, un comentariu, un share. Bună seara, bucurești și bună seara, pe data viitoare.